Comuna Dichiseni, județul Călăraș. Suntem pe o plantație de buruieni. De buruieni unde se odinesc eroii noștri ai neamului românesc. Se observă aici că buruiana este mai înaltă decât autovehiculul. Buruiana care a invadat cimitirul eroilor deportați și al eroilor neamului. Locația a fost în urmă cu câțiva ani curățată. Aici s-a realizat o troiță prin strădania Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, sucursala județeană Călăraș. Nici o preocupare din partea primăriei pentru a administra acest cimitir. Aici suntem, a venit și domnul primar Dragu. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua! Cum ne descrieți locația în cauză? Să vă zic că în urmă cu 2 ani, deci în 2021, am realizat reabilitarea cimitirului cu sprijinul Asociației Veteranilor de Război cu Dizabilități. Și se observă. Sprijinul v-ați implicat. Membrilor asociației și alți oameni de bine, am reușit să ridicăm această troiță, memoria veteranilor de război, eroilor, deportaților și strămutaților care au locuit în satul Bătianu Libertatea, comuna Dichiseni. Dar a fost lăsat în paragină de conducerea comunei Dichiseni, consiliul local și primarul Speță, care nu se implică deloc. Permanent așteaptă să-i facă cultul eroilor, care nu este o asociație. Putem spune că e o lipsă de respect, domnule da, primar, față de memoria acestor oameni care s-au jertfit pentru țară pentru noi. Oraș. Și ce măsură veți lua, domnule primar? Sigur, acum vreau să convin pe primar să aducă oameni să facă ordine aici, dacă nu voi apela la organele de abilitate ale statului pentru a fi sancționat, atât el cât și Consiliul Local al Comunei Dichiseni. E obligație legală pentru sigur, a întreține aceste... Sigur, lege, e stipulată până lege, deci acest este stipulat până lege să avem grijă de troițele, cimitirele veteranilor și mutaților și eroilor neamului. Câte persoane au fost aici înhumate de estimativ, știți? Deci, peste 5.000 de-a lungul timpului. 5.000 de persoane, de eroi, de luptători. Nu, sigur, aici ai eroi și veterani de război și urmașii acestora sunt jur de peste 1.000 de persoane. La ieșire de Nichiseni, pe drumul către, ce aici, mănăstirea? Am trecut, de fapt, de mănăstire. Libertatea să iese în drumul național, drumul spre Slobozia. Se prezentăm ca așa arată un cimitir, unde se odinesc eroii noștri. Tricolorul a mai rămas. Neac și Constantin se mai cunosc, unele sunt foarte vechi,